Incendiu de proporție aseară în parcul Iore din capitală, vegetația pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați a luat foc. Flăcările înalte de câțiva metri au fost în zona retrocedată a parcului, în apropierea magazinului Titan. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22. Pompierii au reușit să oprească rapid răspândirea focului. Nu este prima oară când un asemenea incendiu are loc în zona retrocedată a parcului. Pompierii au început o anchetă pentru a stabili dacă focul a fost pus cu intenție sau totul s-a întâmplat accidental. Pe o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați acționează 4 autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar în acest moment incendiul este localizat. Nu sunt persoane rănite ca urmare a acestui eveniment.